Așa numita licitație de la Aeroportul Internațional Chișinău mi-a provocat atenția, îndeosebi după ce am urmărit emisiunea unde a participat deputatul Radu Marian, care a sărit ca ars atunci când s-a abordat acest subiect și a spus că, domnule, avem nevoie de o companie serioasă, de un investitor strategic, nu de companii fantomă care vin din spatele oligarhilor și care vor să pună mâna cu bani murdari pe resursele strategice ale statului. Cum să... Deodată presupuneți că e ceva necurat Nu, fără nu să dați presupunem. cost. Noi așteptăm Pe răspunsuri din partea dumneavoastră. Vă rog să ne spuneți cum evident se că e explică nevoie de faptul... oameni de companii serioase în aeroport și nu de companii genul Habară. Și evident că cerințele au crescut. Dar de aici presupui că nu știi necurat și dat să dai răspuns la întrebare, mi se Pentru pare că nu corect există un pic. foarte multă transparență și nu Păi știm s-a cum dat un au loc anunț lucrurile. de tender cu niște condiții, da, un pic mai complicate, ca să ai investitori serioși la aeroport. Așa. Nu companii fantomă și afiliate unor grupări criminale. Evident că deci trebuie să nu uităm, suntem într-un război hibrid. Așa că am hotărât, dat fiind faptul că nu cred știrile pe cuvânt, dat fiind faptul că am ocazia, am posibilitatea să fac un research, o cercetare personală, am mers astăzi pe strada Eugen Coca 33, acolo unde, conform datelor publice, se află compania franceză, investitorul strategic care ar urma să câștigi licitația de la Aeroportul Internațional Chișinău. Haideți să vedem împreună, în special dumneavoastră, să vă convingeți și să vedeți cine e și unde se află compania strategică, investitorul strategic care va investi banii Republica Moldova ca să nu vină oligarhii, hoții cu bani furați și ascunși în conturi offshore. Vizionare plăcută, dragi prieteni, special pentru dumneavoastră. Vă salut, stimați prieteni! Astăzi suntem în sectorul Buiucani al capitalei. Suntem în Chișinău și ne aflăm pe strada Eugen Coca 33. Aceasta este adresa pe care o indică compania Largardare. Cea despre care vuiește tot internetul, tot online-ul, toți oamenii care pricep și știu ce spun atunci când vorbesc despre faptul că s-ar truca licitația privind distribuirea spațiilor comerciale din Aeroportul Internațional Chișinău. O să încercăm împreună să vedem care totuși e treaba, unde totuși se află sediul acestei companii și dacă putem vorbi cu cineva. O să încercăm pe rând toate ușele. Începem pe aici. Aici este scară de bloc. Aici este companie oarecare, dar este închis. Se poate observa că este închis. Aici este deja blocul locativ. Un cămin de studenți. Oh, bună ziua! Spuneți-mi, vă rog, compania Largardare. Nu știu unde da. Se află. Ce? Largardare, compania. Nu știu. Nu știți? Bine, mulțumesc. Tot s-a deschis. Aici este altceva. Sunt dentiști, sunt doctor, stomatologi. Bună ziua! Ne-ați lucrat aici? Da, da. Spuneți-vă, rog, compania Largardare, Coca 33. Nu știți unde se află. Poftim? Particip la licitație la aeroport. Nu știți? Bine, mulțumesc. Poftim? Poate și o societate de asta care se impusă. Nu, vă fac. Da, nu vă fac. Nu vă... Căutăm compania Largardare. Pe datele publice figurează Eugen Coca 33. Știu, de aici e cămin sau sunt apartamente? Ele fost cămin, dar nu sunt de mult statul de casă, locuit în parc. Aha, am înțeles. Deci aici este clinică stomatologică, aici tot stomatologic și acolo este ceva... Nu, stomatologie nu, numai unic, aici este avocat, nu știu ce mai este aici. Aha. Și în spate am văzut cum este încă o intrare, tot așa, adică pentru blocuri. Așa e pentru blocuri, este două intrare pentru blocuri. Bine, mulțumesc frumos, mersi. Mergem să vedem și aici. Funcționează sau nu? Coca 33. Suntem filmați în două părți. Se pare că este închis aici.
Nu este nimeni aici. După cum puteți vedea, pe Eugen Coca 33 alte intrări nu sunt. Nici pomenă de largardare, deci avem prima intrare aici. A doua, unde am bătut la ușă aici. Intrarea respectivă la blocul locativ. Haideți că mai avem un om. Spuneți-mi, vă rog, sediul companiei Largardare. Scrie pe internet că e Coca 33, nu știți? Asta e compania care participă la licitații la aeroport. Mulțumesc. Dar spuneți-mi, vă rog, asta e bloc locativ? Este apartament sau cămin aici? Cămin. Și mai sunt alte companii în afară de este aici sau nu? Bine, mulțumesc. Alte intrări nu sunt, dragi prieteni, intrarea în bloc. Aici unde ne-a deschis ușa, aici unde n-am găsit pe nimeni și, bineînțeles, clinica dentară, unde, la fel, ne-am convins că nu este sediul companiei Largardare. Alte intrări nu sunt, voi merge de jur împrejur ca să vă convingeți. Este Eugen Coca 33, ca să fie foarte clar. Ăsta este Eugen Coca 33. Aici ar trebui să se afle sediul unei companii mari, unei companii importante, domnule, unui investitor strategic, cum ne spun ei, care ar urma să investească bani și să salveze Republica Moldova și aeroportul nostru al poporului. Aici la fel este intrare pentru blocul locativ. Bună ziua, spuneți vă rog, sediul companiei Largardare, nu știți, este aici? Nu. Nu știți, dar aici e bloc locativ sau sau cămin? Ce este? A fost cămin și cămin e bloc. Aha. În afară de firmele astea, mai este vreuna? Noi căutăm o firmă, Largardare se numește. Nu, asta e firma care participă la licitație la aeroport. Nu, o firmă serioasă, mare, din Franța, care este investitor strategic și ar avea aici sediu. Nu pot să vă zic. Mulțumesc, am înțeles. Mersi. Iată undeva în acest bloc se ascunde Largardare. Cel puțin oficial. Cel puțin pe acte. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră trăiți aici? Da. Știți cumva compania Largardare? Asta e o companie mare din Franța care participă la licitații la aeroport. Da. Știi că s-ar afla aici în Coca 33. Dar aici e apartament sau cămine? Cămine, da? Cămine. În afară de firmele astea, mai este vreuna? Poate știți, poate cunoașteți. Nu știu, poate e acolo, este acolo intrare, poate acolo, dar eu nu știu ce e acolo. Am înțeles, mulțumesc. Am reușit să intrăm în interior și după cum puteți vedea, nici pomele de Largardare. Toate cutiile poștale au numere, dar nicăieri nu scrie compania. Adică nu ai unde să ne lași o trimitere poștală, unde să conversezi. Să ne lăsăm o întrebare, o cerere, o detaliere a informațiilor. De ce, când, unde, cum, nu ai cum să iei legătura cu ei. Bună ziua! Mă scuzați, firma Largardare, nu trebuie să nu se află compania Largardare, nu e aici? Nu. Aici e bloc locativ sau ce? Da. Am înțeles, mersi. Pe scurt, așa e de mare, așa e de serioasă și așa e de strategică această companie, încât nimeni în regiune, nimeni pe care am întâlnit mai mult de jumate de oră în acest bloc, nu a auzit de companie, nu se știe unde este sediul, nici măcar inscripție nu există, nici cutie poștală. Este o companie probabil fantomă sau, dacă are o altă definiție Radu Marian, să ne-o spună ce înseamnă companie fantomă într-un bloc locativ care până mai ieri a fost cămin, unde sunt companii stomatologice, pediatrice și tot ce doriți, numai companie strategică de investiție în aeroport nu este. Dumneavoastră trageți singurei concluziile și puteți veni chiar dumneavoastră la fața locului ca să vă convingeți unde se află sediul acestei companii enorme, strategice, domnule, care vine de peste hotare să salveze aeroportul internațional Chișinău, să gestioneze bine această afacere, pentru că statul nostru nu se descurcă și nu duce capul cum să o facă. Mulțumesc frumos pentru atenție!